Noul raport în ceea ce privește cazurile de coronavirus, 9.489 de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Din păcate, 174 de pacienți au decedat din cauza acestei infectări cu noul coronavirus și la ATI sunt 1.149 de pacienți. Discutăm despre toate aceste date cu jurnalistul Digi24, Andreea Georgescu. Andreea, mulțumesc pentru prezență. Foarte multe cazuri din nou. Câte teste au fost făcute? Au fost făcute peste 37.000 de teste în ultimele 24 de ore și din nou peste cam 25% rata de pozitivare a acestora. Așadar, ne menținem la un plafon destul de ridicat al numărului de cazuri noi și asta se va vedea în următoarele săptămâni, atât în secțiile de terapie intensivă, unde vedem în continuare un grad mare de ocupare, ceva mai bine decât ieri, dar nu semnificativ dacă ne uităm la tabloul complet și din nou un număr foarte mare de decese, 174. Asta înseamnă că în ultimele 7 zile peste 1000 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit, din păcate. Este, cred, cel mai mare număr de decese înregistrat într-o săptămână în România. Asta dacă ne uităm la total, 8.684 de decese înregistrate din martie până în prezent, puțin peste 1000 care au venit numai în ultimele 7 zile, în ultima săptămână. Și se întâmplă acest lucru și pentru că vedem la terapie intensivă nu prea mai sunt locuri, medicii se plâng că au nevoie de mai multe locuri la terapie intensivă, aparatură, dar mai ales personal medical, toate acestea se resimt. Da, lipsa personalului medical, număr suficient pentru a acorda îngrijiri la cel mai înalt standard, un număr tot mai mare de pacienți în stare gravă, este poate principala problemă, pentru că dacă se găsesc spații, dacă se găsesc paturi, dacă se găsesc ventilatoare și s-au achiziționat ventilatoare în ultimele luni, după ce a fost depășită acea criză inițială din lunile de primăvară, aprilie, mai, cu găsirea de personal medical care să lucreze în aceste zone roșii este o problemă ceva mai dificilă. Vedem că s-au făcut detașări de personal dintr-o zonă în alta a țării, însă tot mai multe județe au probleme și automat zonele de unde au plecat medici specialiști, medici de terapie intensivă, medici urgentiști, au la rândul lor nevoie de personal medical și atunci detașările trebuie încetate și acești medici să revină să lucreze în spitalele de unde au plecat temporar. Situația nu pare una bună în Sibiu. Mă uitam că asta a ajuns... Asta v-am să întreb în ceea ce privește județele. Sibiul se află în continuare, are foarte multe cazuri. Acolo de altfel se află și șeful de SEU, Raed Arafat, care încearcă să găsească soluții. S-ar putea ca Sibiul să intre în carantină. Da, Sibiul a ajuns astăzi la o incidență de 7,78, după ce ieri a avut 7,4, rămâne din păcate pe primul loc, 470 de cazuri diagnosticate în ultimele 24 de ore la nivelul județului. Clujul, de asemenea, a trecut astăzi, cumva era de așteptat, peste pragul de 7 infectări la 1000 de locuitori, 7,3 chiar, și acolo au fost anunțate 586 de cazuri în ultimele 24 de ore. La Constanța a raportat foarte multe infectări, 970, este, cred că, pe locul 2 în acest top al cazurilor, celor mai multe cazuri pe județe, după Capitală, care revine peste 1000 de cazuri și, din păcate, revine la o incidență de peste 5. Văd că în București sunt 1114 cazuri. Da, ieri scăzuse sub 5 la 1000, din păcate, astăzi a revenit din nou peste acest prag, cumva tinde spre o ușoară stabilizare după o creștere care s-a manifestat destul de accentuat două săptămâni, poate chiar mai bine de două săptămâni. Ne așteptăm ca mai multe orașe mari să intre în carantină în următoarea perioadă, pentru că vedem că aceste cifre cresc, incidența crește de la o zi la alta. E posibil să se impună astfel de restricții dure în mai multe municipii? Avem deja 3 municipii reședințe de județ unde a fost instituită măsura carantinei. Ultima impusă în Slatina a intrat în vigoare astăzi la miezul nopții. Se pune problema în Sibiu pentru că, dincolo de răspândirea destul de accentuată a bolii la nivelul județului, în oraș, în municipiu, sărise deja de 11, probabil o să crească și în raportarea pe localități la nivelul județului de astăzi. Este acolo șeful DSU
la întâlnire cu autoritățile locale pentru a discuta inclusiv această variantă. Am văzut că și la Botoșani se pune problema instituirii de noi restricții și, în general, în orașele mari, unde automat aglomerările de oameni sunt cumva inevitabile la un moment dat, rata de infectare este mult mai mare și apar tot mai multe cazuri, implicit tot mai multe cazuri grave. O să te rog să rămâi alături de noi. În legătură directă cu noi este domnul dr. Cristian Oancea, director medical Spitalului Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Săruna, vă mulțumesc de invitație. Sunteți foarte prinși în această perioadă. Știu că nu puteți sta mult în legătură directă cu noi pentru că aveți foarte mulți pacienți pe care trebuie să-i vedeți. Care este situația în acest moment la Timișoara? Da, în acest moment am crescut capacitatea de deservire a terapiei intensive și ne gândim inclusiv să avem niște ventilatoare de rezervă pe care să le punem pe secții dacă o să avem nevoie și o să fim depășiți. Avem forme severe și foarte severe în Spitalul Victor Babeș de patologie SARS-CoV-2. Partea bună că s-au mai deschis anumite clinici și aici evidențiez clinica care la Spitalul Municipal, care a mai venit în suportul nostru cu încă 70 de locuri. Deci încă avem resurse să deservim cum trebuie populația. 6,49 la mie, aceasta este incidența la Timișoara. Da, în Timișoara și estimativ și cred că în Timișoara media ar fi tot acolo. Da, sperăm să de săptămâna viitoare într-o stare de platou, să vedem dacă aceste măsuri care au fost luate și dovedesc eficacitatea. Cum faceți față? Știm că sunt probleme în ceea ce privește personalul medical. V-ați gândit la soluții? Vin voluntari? Da, care ar fi soluțiile? Noi am început și am fost primii din țară care am început să lucrăm cu studenții de la medicină în anii terminali și avem în acest moment 20 de studenți care ne ajută la sistemul de triaj pentru că vrem să ne îmbunătățim modul de comunicare cu pacienții și să le trimitem analizele în sistem informatic și securizat pe diferite canale de comunicare și am înțeles de astăzi că și terapia intensivă solicită un număr de studenți care să-i ajute la actul medical. Și vreau să vă spun că starea de spirit a studenților este foarte bună, sunt pregătiți să ne ajute și îi educăm la susținerea locul de muncă. Și care este situația la terapie intensivă în acest moment? Avem 16 pacienți pe 14 locuri. Am mai suplimentat cu încă 2 paturi. În ceea ce privește măștile neconforme, probabil ați văzut, cei de la NPC au sesizat autoritățile europene, da. Foarte multe măști neconforme. Au fost astfel de cazuri și la dumneavoastră? Da, la noi în spital am identificat un număr de estimativ 200.000 de măști, ieri pe care le-am și blocat. Într-adevăr, seamănă foarte mult cu cele conforme, dar la testul pe care l-am făcut se vede clar că e o mare diferență. Aceste măști urmau să fie folosite de personalul medical? Da, da. Dar din fericire ne-am prins la timp și nu au fost utilizate. Explicați-ne puțin cum se fac aceste verificări. Fiecare lot se verifică în spital? Sau? Nu, noi aveam niște măști, da, absolut, noi aveam niște măști cu supapă. La cele originale supapă era practic sudată de mască, la cele neconforme era o lipitură care se desfăcea imediat și am văzut inclusiv în punga în care era ambalată individual masca cum se desprindeau. Care este pericolul în cazul în care ajungem să folosim astfel de măști? Evident, medicii sunt foarte expuși, acolo este pericolul cel mai mare. Medici, asistenți infirmieri sunt măști care ar trebui să aibă un grad înalt de protecție. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații. Așadar, situația în spitale este destul de gravă. Medicii sunt foarte ocupați în această perioadă, au foarte mulți pacienți. Andreea, o scurtă concluzie. Vorbea și președintele Klaus Iohannis puțin mai devreme despre faptul că efectele acestor noi restricții le vom resimți. Până să înțeleagă oamenii cu vorba bună, se dau și foarte multe amenzi în această perioadă. Am văzut mai mulți polițiști pe străzi decât în mod normal. Da, 8.778 de sancțiuni în ultimele 24 de ore, o valoare de aproape 1.500.000 de lei.
cam în media ultimelor zile și mult peste ce înregistram, spre exemplu, în urmă cu o lună, în prima parte a lunii octombrie, când nu cred că depășeam 2-3 mii de sancțiuni în fiecare zi. E clar că se fac mai multe controle, din păcate însă vedem că au și ce controla polițiștii în condițiile în care au dat sancțiuni, mare parte dintre ele pentru lucrurile elementare, precum portul măștii în spațiile publice sau asigurarea distanțării fizice. Andreea Georgescu, mulțumesc tare mult pentru aceste precizări. Vă reamintesc așadar 9.489 de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore, 1.149 de pacienți la terapie intensivă și, din păcate, au fost înregistrate 174 de decese.